Lăudat să fie Domnul! Un singur verset am pe inimă să citesc pentru această seară de părtășie din Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 10, pagina Scripturii 1014, unde cuvântul Domnului spune în felul următor: pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, și noi spunem cu toată adunarea, amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Suntem recunoscători Domnului pentru că a fost bun cu noi. Ne-a binecuvântat cu sănătate, cu protecție, cu îndurare. A lăsat pace, liniște peste ținuturile noastre, în țara noastră. Și iată că a rânduit încă o seară de părtășie aici, la Maranata Ghiroda, și pentru asta merită să spunem lăuda să fie Domnul. Sunt bucuros pentru că sunt în mijlocul dumneavoastră și pe toți care v-ați făcut timp să veniți la părtășie, spun din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Cu siguranță, la finalul acestei slujbe, vom pleca acasă mai bogați din punct de vedere spiritual, mai îmbogățiți cu versete biblice, amin, cu cântări de laud. Am văzut că s-au cântat foarte multe cântări, în mod special copiii. Am apreciat cântările fratelui Puiu Chibici, cântări noi compuse recent, foarte, foarte frumoase. Domnul să îi binecuvinteze. Dragii mei, am citit cuvântul acesta plecând de la versetul amintit de fratele Ciprian din Psalmul 34, versetul 5, unde David spune aici: când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Și îndemnul era că atunci când avem anumite temeri care sunt inevitabile, pentru că până la urma urmei trebuie să admitem, să recunoaștem că avem anumite temeri atunci când așteptăm un diagnostic și, sau poate atunci când îți pierzi locul de muncă, omenește, te gândești ce va fi, cum o voi scoate la capăt. Îndemnul era ca întotdeauna să-L căutăm pe Dumnezeu, pentru că El are soluții pentru toate problemele noastre. Când noi epuizăm toate soluțiile, Dumnezeu în providența Lui mai are cel puțin una. Lăudat să fie Domnul! Pentru că Dumnezeul nostru este atotputernic. Nu despre căutarea noastră vreau să vorbesc în seara asta, cum să-L căutăm sau de ce să-L căutăm pe Dumnezeu. Vreau să vorbesc despre momentele când Dumnezeu ne caută pe noi. Pentru că aici, în pasajul pe care l-am citit, da, în versetul acesta 10, Domnul Iisus menționează: pentru că Fiul omului a venit să caute. Și asta vreau să predic în seara asta, despre categoriile, câteva categorii de oameni, de creștini până la urmă, dacă vreți, pe care Dumnezeu încă îi mai caută. Și eu spun în seara asta, lăudat să fie Domnul. Ați văzut așa cum își caută părinții copiii. Știți că sunt momente în care se însărează, unde copiii nu vin pe acasă, nu știu cum e la dumneavoastră aici, dar așa e la noi, la Suceava, pe uliță, prin sat, n-ai văzut băiatul meu, n-ai văzut fata mea, că nu a venit la ora stabilită, și îi caută până când îi găsește. O să vedem în limita timpului câte categorii de oameni cuprindem din Scriptură. Și prima categorie pe care vreau să o amintesc în seara asta, pe care Domnul îi caută, Dumnezeu îi caută pe cei care părăsesc înălțimile și coboară în vale. Știți că Dumnezeu îi caută? Pe oamenii ăștia. Oameni care au început să iubească mai mult
pământul decât cerul. Pentru că noi, în mod normal, ar trebui ca să iubim înălțimile, ar trebui ca să iubim mai mult cerul decât pământul. Filipeni, capitolul 3, versetul 20, apostolul Pavel spunea: dar cetățenia noastră unde-i? În ceruri. De unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Să nu uităm că pe noi Domnul ne-a luat din vale, din groapă, din mocirlă, nu? Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, spunea David, și el s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pe irii, din fundul mocirlei, și mi-a pus picioarele unde? Pe stâncă și în gură o cântare nouă de laudă. Și putem să spunem în seara asta, cu toată adunarea, lăuda să fie Domnul. Ei, numai că în viață sunt unii care iar coboară în vale. Pentru că nu mai iubesc înălțimele, încep ca să iubească valea sau văile. O să vă dau un exemplu din Vechiul Testament, cartea Genesa, capitolul 13. Momentul în care Lot se desparte de Avram. Spune Scriptura că într-o bună zi s-a iscat o ceartă între păzitorii turmelor lui Lot și a lui Avram, pentru că nu le mai ajungea pășunea, iarba. Și acum Avram a sesizat că dacă astăzi se ceartă robii slujitorii, într-un timp relativ scurt, neînțelegerea ajunge la ei. Și se apropie și spune nepoate: uite care e situația, problema este de așa natură, încât nu mai putem ca să fim împreună, va trebui ca să ne separăm. Și dacă tu, îți dau ție ocazia asta ca să alegi, dacă tu te vei duce la dreapta, eu mă voi duce la stânga. Spune Scriptura că Lot alege el, și când se uită Lot, unde se uită? La vale. Pentru că toată câmpia aceea a Iordanului era frumoasă, întinsă, mănoasă, ca o grădină a Domnului. S-a gândit Lot: ce să fac eu pe deal aici, pe munte? Nu iarba pe munte, pe deal, cum e la vale. Și eu mi-l imaginez așa, probabil că Lot a spus pe un ton așa, ca și cum i-ar părea rău. Știi? Ca să nu bată la auzi. Zice: unchiule Avrame, m-am decis. Ce ai ales? Aleg eu câmpia Iordanului. Ei, și Lot s-a dus din clipa aceea tot la vale și tot la vale și tot la vale. Că în primă fază s-a oprit până lângă Sodoma și Gomora, spune Biblia, și-a întins corturile, dar la scurtă vreme îl vedem pe Lot unde? În Sodoma. Că acolo menționează Biblia, oamenii din cetățile acelea erau cum? Răi din cale afară. Petru spune la un moment dat că Lot în Sodoma în fiecare zi își chinuia ce? Sufletul. Dar a fost alegerea lui? A fost alegerea lui? Ei, vreau să vă spun în această seară că Dumnezeu e atât de bun că vine după noi și ne caută în vale ca iar să ne ducă pe munte. Și eu spun în seara asta, lăuda să fie Domnul. Aici e bunătatea Domnului. Aici e minunea Domnului. Iisus Hristos a venit ca să caute. Și spunem în seara asta, mulțumim, Doamne. Glorie ție! Pentru că tu îi cauți pe cei care au părăsit înălțimele și au început să iubească văile. Văile. Și uitați-vă, în prima fază Lot rămâne fără protecție, pentru că împărații Sodomei, Gomorii sunt biruiți. Îi lua prizonier și el cu toată familia și cineva îl anunță pe Avram, nu? Și îi spune: vezi că nepotul tău îi lua prizonier. Ei, dacă avea Avram gândirea unor creștini de azi, putea să spună:
are ce-o ales, nu? Adică, până la urmă, ori mi-au căutat-o, a plecat, da? Acum culege ce-o semănat. Sau putea ca să spună Avram, hai, toată familia sus, intrăm în jertfă necurmată, rugăciuni, strigăm aici, până când Dumnezeu aduce biruință. Ei, dar Avram n-a făcut asta. Și-a înarmat 318 oameni și-a plecat după nepotul lui și după împărații Sodomei și Gomorei și i-a eliberat, da? I-a scăpat și spune Scriptura, n-a luat absolut nimic de la ei. Și a pus viața în primejdie la urma urmei. Știți ce e interesant? Lot putea ca să înțeleagă semnalul ăsta de alarmă și să spună unchiule, eu nu mai plec în Sodoma, am văzut că am rămas fără protecție acolo, că viața mea și a familiei mele este în pericol, primește-mă lângă tine, stau aici lângă tine. Numai că din păcate Lot se duce din nou în Sodoma. Probabil că și doamna Lot a avut un cuvânt de spus. Mă gândesc că și ea a avut un cuvânt, o fi spus, mergem acolo, pentru că acolo avea ea multe, nu mai spun eu ce avea. Și la un moment dat, Dumnezeu se hotărăște ca să nimicească aceste cetăți, Sodoma și Gomora, pentru că răutatea a ajuns până la Dumnezeu. Știți ce e interesant? Știți ce e interesant? Prima dată se duc îngerii Domnului la Avram, care stătea sub stejarul lui Mamre. Dar după aceea, spre seară, îngerii s-au coborât unde? În Sodoma și au mers până la Lot, ca să-l scoată de acolo să-l salveze. Și îngerii au spus așa, pe cine mai ai aici? Fete, gineri, Dumnezeu va trimite urgia lui, pedeapsa lui, foc și pucioasă. Va trebui ca să ieșiți afară să vă salvați viața. S-a dus Lot, i-a spus la gineri, o crezut că glumește. Nu l-a crezut niciunul. Însă spune Biblia că și el zăbovea. În capitolul 19 citim asta. O trebuie ca îngerii să iasă, îi silească, să-i scoată afară pe el, nevasta lui și cele două fete necăsătorite, nemăritate. Și îngerii au spus așa, scapă-ți viața, unde? La munte. Și-a zis Lot, nu Doamne, nu voi putea, lasă-mă, unde lasă-mă? Lasă-mă aici, mai jos. Adică nici în ultimul ceas, nici în momentul în care a venit îngerul lui Dumnezeu ca să-l scoată, omul acesta încă nu vroia, pentru că din punctul lui de vedere nu era pregătit. Știți că Lot a pierdut tot? A pierdut toate bogățiile acelea, toate turmele pe care le avea, dar cei mai grav și-a pierdut mare parte din familie, inclusiv soția, pentru că îngerul a spus nu cumva să vă uitați înapoi. Și nevasta lui s-a uitat înapoi, pentru că acolo îi rămăsese multe. Și Domnul a pedepsit-o transformând-o într-un stâlp de sare. O meritat să cobori în vale? Frații mei, Hristos ne-a pus pe stâncă. Aleluia! Ne-a scos din vale. Doamne, ajută-ne pe toți ca să iubim înălțimile. Amin? Să iubim înălțimile. Vremea asta e o vreme în care, din păcate, nu puțini coboară la vale. Noi trebuie să urcăm, credinciosul trebuie ca să urce mereu. De-aia spune David în Psalmul 15, Doamne, cine va locui unde? În cortul tău. Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Să ne ajute Dumnezeu să iubim înălțimile. Amin? Să iubim mai mult cerul decât pământul ăsta. Să avem privirea îndreptată în sus, spiritual vorbind. Să ne ajute Dumnezeu, că într-o bună zi, pământul acesta, spune Biblia, cu tot ce este pe el, va arde. Noi n-am adus nimic în lume. Și când vom pleca de aici, de în lumea asta, nu luăm nimic cu noi, totul rămâne aici. De-aia spunea Domnul Iisus, strângeți-vă comori, bogății unde? În ceruri, nu pe pământ, pentru că aici le mănâncă molia, rugina, le sapă și le fură hoții. Doamne,
Vrem să ne îndrăgostim de cer, să iubim mai mult cerul decât pământul. Să iubim înălțimile, slăvit să fie Domnul. Când îi părtășie la casa Domnului, să venim aici să iubim rugăciunea. Uitați-vă că în vremea asta, mai ales peste săptămână, foarte multe biserici sunt goale. Trebuie ca păstorii, slujitorii să facă apeluri repetate. Haideți la adunare să iubim casa Domnului, să fim la părtășie. Biserica primară, citim în Fapte, în capitolul 2, erau nelipsiți de la ce? De la templu. În fiecare zi, oamenii aceștia stăruiau în învățătura apostolilor, legătură frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Doamne, ajută-ne și pe noi! Un alt exemplu din Biblie. Un om care a început să coboare, să iubească văile, e Samson. Vă amintiți de Samson? Pentru că Biblia spune, el a fost închinat lui Dumnezeu, da? Și Duhul Sfânt îl purta, îl mișca între Țoreia și Eștaol. Câte vreme Samson a rămas la îndemâna Domnului, purtat de Duhul Sfânt, filistenii n-au putut să-i facă nimic. El a fost un biruitor. De unul singur le biruia cetățile. De unul singur le biruia armatele. Amintiți-vă când le-a dat foc la lanurile de grâu de orz, după ce au prins 300 de vulpi. Le-a legat coză, le-a pus torțe acolo aprinse, le-a ars lanurile de grâu, le-a luat pâinea de la gură, altfel spus. Și-au venit filistenii, toată armata, ca să-l prindă. Numai că Samson, știți unde era? În stâncă. Nu era în vale. În stânca din Etam. De ce a plecat în stânca? Pentru că stânca îl simbolizează pe Iisus Hristos. Stânca din care au băut evreii, care mergea după ei, era Iisus Hristos, citim în 1 Corinteni, în capitolul 10, cu versetul 4. Binecuvântată fie stânca mântuirii noastre. O plecat acolo, Samson, pentru că era un singur loc pe unde puteai ca să intre, atât o intrare avea această stâncă. Și nimeni nu cuteza ca să meargă. O trimis filistenii pentru că n-au vrut să se expună, să se pună în pericol. Au trimis pe iudei, au spus, aduceți-l voi, aduceți-l. Și 3.000 de iudei, 3.000 de bărbați au plecat după unul singur, după Samson. Și au zis, Samson, vino afară, adică ieși din stâncă. Le-ai dat foc la lanurile de grâu. Acum au venit, știi că nu putem lupta cu ei, de asta le plătim bir. Trebuie ca să vii. Și Samson spune, eu ies afară dacă voi jurați că nu mă omorâți. Reține ce vă spun în seara asta la Ghiroda. Samson nu se temea de filisteni. Samson se temea de frații lui. Știți că vremea asta pe care o trăim e asemănătoare cu lui Samson din punctul ăsta de vedere? Pentru că am ajuns ca să ne fie mai tare frică de frați, de unii frați, decât de cei din lume. Și am încheiat paranteza. Și-o zis, nu, noi nu te omorâm, noi numai te legăm, că sunt unii care abia așteaptă ca să te lege. Să lege slujitorii, să lege proroși, să... Atât tot. Noi numai te legăm și te livrăm. O ești afară, l-o legat, îl duceau 3.000 după el, spune Biblia, și-o venit puterea Duhului Sfânt peste Samson, care o rupt funile acelea noi. Și-o luat de jos ce a găsit. O falcă de măgar neuscată. Adică mai grea, așa mai... Și-a început ca să-i lovească și cu falca aceea de măgar a omorât. El a zis o grămadă, două grămezi, dar în alea două grămezi erau de fapt 1.000 de oameni. Restul au luat-o la goană. Cam așa ar folosea Dumnezeu pe Samson. Până când? Știți până când? Până când a început să coboare, să iubească văile. Și atât au coborât, și atât au coborât, până când au ajuns la Valea Sorec, au ajuns la Dalila, și povestea e lungă, dumneavoastră o știți, cert este că au rămas fără ochi, l-au prins filistenii și l-au băgat mai jos decât o coborât el, pentru că dacă atunci tot te duci la vale, tot te duci. L-au băgat în temniță și acolo toată ziua, legat în lanțuri, învârtea piatra aia de râșniță și măcina pentru ei.
L-a făcut morar pe Samson. Știți că Dumnezeu l-a căutat? Când Samson l-a recunoscut, când Samson s-a smerit și a spus, Doamne, eu sunt nimica. Recunosc că am coborât, recunosc că am luat-o la vale, că am greșit, Doamne. Recunosc că am crezut că eu sunt ceva, că de fapt am înțeles acum că Tu ești totul, că fără de puterea Ta nu pot să fac nimic. Cu puterea Ta i-am birui pe vrăjmașii mei. Doamne, Te rog, mai caută-mă odată, mai dă-mi putere numai odată să mă răzbun pentru acești doi ochi ai mei. L-a căutat Domnul pe Samson? Da. L-a căutat și i-a dat putere. Și s-a răzbunat, spune Biblia, a dărâmat stâlpii clădirea aceea și a murit împreună cu vrăjmașii lui. Dragilor, Iisus Hristos, Dumnezeu, este Cel care ne caută atunci când am luat-o la vale, când coborâm. Dar sigur că asta are efecte negative. Are foarte multe pierderi. Amintiți-vă că și Iona a luat-o la vale. Tot așa, nu a luat-o la vale și el? Iona, prorocul Iona. Domnul l-a trimis să meargă să ducă un mesaj de pocăință la Asirin, la Ninive. Și Iona s-a coborât unde? La Tars, spune Biblia, la Tars. De acolo s-a coborât în cala corăbiei, s-a culcat, a pornit furtuna, l-a găsit cei de pe corabie, s-a speriat când l-a văzut că doarme, că ei, păgâni, se rugau fiecare la Dumnezeul lui, Iona dormea. O tras la sort, sortul a căzut pe el și apoi l-au aruncat unde? În mare. Și Dumnezeu poruncește unui pește, unui chit care îl înghite și îl coboară pe Iona mai în adânc. Pentru că drumul coborârii, știți până unde duce? Până în iad, până în locuința morților. Și de acolo Iona se roagă și spune, Doamne, ridică-mă, Doamne, îndură-te de mine. Sigur că o a avut de pătimit, sigur că au fost acolo foarte multe lucruri de suferit, pentru că orice coborâre costă. Lot l-a costat tot ce a avut, mare parte din familie, da? Samson a rămas fără ochi. Iona, sigur că și el a pierdut acolo și a pierdut mărturia în fața oamenilor. N-a mai ieșit din pântecele peșterului după 3 zile și 3 nopți cum a intrat. Până la urmă a ajuns unde a trebuit să ducă mesajul Domnului, că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și noi spunem în seara asta aici la Ghiroda, lăuda să fie Domnul. Asta e primul gând pe care l-am văzut în Biblie și am vrut să-l subliniez. Dumnezeu ne-a pus pe stâncă. Stânca este Iisus Hristos. Amin? Slavă Lui! Să rămânem acolo, să nu coborâm, să iubim întotdeauna înălțimile, nu văile. Să iubim cerul, nu pământul. Pentru că destinația noastră, așa cum a cântat corul la dumneavoastră în seara asta, este noul Ierusalim. Acolo vrem să ajungem. Să ne ajute Domnul. În al doilea rând, a doua categorie de oameni pe care Domnul îi caută, am găsit-o în Evanghelia după Luca. În capitolul 5, Dumnezeu ne caută atunci, sau Domnul Iisus ne caută atunci când ne irosim timpul cu nimicuri. Și trece viața așa, fără să facem lucruri importante. Aici există un pasaj intitulat Pescuirea minunată. Ce se întâmplase de fapt? Domnul Iisus s-a dus la malul mării și se întâlnește cu niște pescari. Printre ei, unul dintre ei este Simon Petru. Pentru că oamenii îl îmbulzeau, când apărea Domnul Iisus undeva, oamenii se strângeau cu sutele și miile și îl îmbulzeau. Și Domnul îi se atrezează lui Petru și spune, dă-mi te rog corabia ta, lasă-mă să urc în corabia ta, depărtează-o așa puțin, pentru că vreau să învăț oamenii, să învăț noroadele. Ci de apreciat este că Petru pune la dispoziția Domnului Iisus barca lui. Că putea să spună învățătorul, eu am fost schimbul 3, am lucrat toată noaptea, îți rup de oboseală, mă duc acasă, că iar mă așteaptă la noapte schimbul 3.
Nu știm cât a predicat Domnul Iisus, pentru că de regulă vorbea mult Domnul. Noi dacă trecem așa peste ora pe care o avem stabilită, deja e problemă. Ei, Domnul Iisus vorbea și oamenii stăteau în soare. Gândiți-vă că uneori predicam în pustiu, o predicat odată de dimineață până seara, oamenii n-au mâncat nimic, n-au băut nimic, au stat în soare și ucenicii au zis, dă-le drumul să se ducă în satele și cătunile de jur împrejur ca să-și ia de mâncare, pentru că i-au ascultat toată ziua. Cam așa vorbea Domnul. Nu știm cât a vorbit. Dar după ce predică, după ce învață norodul, în semn de apreciere și de recunoștință, Domnul îi spune, du-te acum, depărtează corabia mai la adânc, aruncă mreaja și pescuiește. Și spune învățătorule, noi toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Cu alte cuvinte, noi știm când se prinde pește. Tu le-ai cu predic, am văzut, captezi mulțimile, stau oamenii după tine, îi atrage așa, ore întregi. Dar noi suntem specialiști la prins pește. Dacă n-am prins noi noaptea, acum o prinde ziua, că peștele nu trage pe căldura asta. Asta a fost ideea lui Petru. Însă, zice el, la cuvântul tău, vom face așa, vom asculta. O aruncam reaja și spune Biblia, o mulțime de pești s-au îngrămădit și au intrat în mreajă și s-au umplut mreaja. Dar cine o trimis în mreajă pe pești? Cine o trimis? Domnul Iisus Hristos. Pentru că pe El îl ascultă și păsările, îl ascultă și viețuitoarele, pentru că este Dumnezeu. Mai puțin oamenii. Amintiți-vă, spuneam de chit, amintiți-vă de asemenea de corp, nu? Când i-a trimis Dumnezeu ca să ducă mâncare corbii lui Ilie lângă pârâul Cherit, spune Scriptura. Nu trebuie porumbeii, că porumbeii nu mănâncă carne, i-a trimis corbii care sunt păsări de pradă, care mănâncă carne, dar pe Dumnezeu îl ascultă și corbii și de două ori pe zi îi duceau pâine și carne. Și vă asigur că ajungeau la timp, mai repede ca Uber-ul. Nu aștepta Ilie deloc. Frumos, orar, pac, venea pâinea, carnea, bea apă de acolo și o vreme a dus-o așa. Ei, tot la fel, la Marea Tiberiade, dacă vă amintiți, Evanghelia după Ioan, capitolul 21, tot așa le-a zis copii, aveți ceva de mâncare, erau șapte în frunte cu Petru și au spus, n-avem nimic, pe aruncați mreaja în partea dreaptă. Și menționează Scriptura că au intrat în vodă în mreajă 153 de pești, cum? Mari! Dar ce, nu erau și mici? Ba da! Numai că Domnul a poruncit la ăștia mari. La ăștia mici au spus, voi nu intrați. Numai pești mari. Pentru că un Dumnezeu care e mare face lucrări mari. Și când a prins Petru dita mai mreajă, nu a fost lacum. Spune Biblia aici în text că au făcut semn și la tovarășilor. Au spus, bă, hai cu a doua corabie. A fost generos. Că putea să spună, din barca mea o predica Domnul, în mreaja mea o intra peștii, tot peștele am eu. Dacă punea în corabia lui, se ducea la fund, se scufunda cu tot. Pentru că spune textul, după ce au umplut ambele corabii, care erau de fapt un fel de bărci așa de pescuit, se afundau amândouă de povara peștelui. Nu a fost lacom, că dacă punea la el, se ducea la fund. Așa că atunci când vă binecuvintează Domnul cu o mreajă mare, cu pește mult, mai face semn și la alții. Nu prea ați spus amin. Adică m-a binecuvântat Domnul pe mine, vreau să fiu o binecuvântare și pentru tine. Știți că mulți se duc la faliment pentru că nu sunt o binecuvântare și pentru alții? Am încheiat paranteză. Când ajunge la țărm, Petru știe ce are de făcut. Nu iscusința lui din mare pescar l-a ajutat să prindă. El știa câte nopți au fost și nu a prins nimic. O știut că acolo există o singură explicație. E minunea Domnului Iisus. Și noi spunem aleluia. Și s-o pleca jos pe genunchi și o striga, Doamne, învățătorule, pleacă de la mine că sunt păcătos. Și Domnul Iisus îi spune așa, Petre, vină după mine. Și am să te fac altfel de pescar.
Am să te fac pescar de oameni. Nu ți-ai rosit tu timpul aici. Când prinz, dar de multe ori nu prinz. Că trece viața așa, pe lângă tine, și ajungi la final fără să fi făcut lucruri importante. Eu am un alt plan cu tine. De-aia te-am căutat. De asta am venit special și m-am urcat în barca ta, pentru că vreau să-ți fac o chemare. Vreau să te fac pescar de oameni. Putea să zic că pentru Doamne bun, apreciez căutarea, chemarea, de-o acasă am familie, că dacă avea soacră vindecată de friguri, avea, deducem și nevastă, probabil și copii. Trăiesc din și prind eu. Lasă-mă să mă duc să-l vând, să las banii ăștia, că atâta pește n-am prins de când sunt eu, și apoi vin după tine. Însă spune aici textul, ultimul verset, versetul 11, i-au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers unde? După el. Tot au lăsat acolo. M-am întrebat oare cât a fost Petru cu Domnul Iisus, 3 ani jumătate, cu ce o trăi familia lui? Știți cum se cheamă asta? Sacrificii. Pentru că urmarea, slujirea Domnului Iisus presupune multe sacrificii. Și pe bună dreptate, Petru se ridică și spune, Doamne, noi pentru Tine am lăsat cât? Tot. Ce vom primi în schimb? Cu alte cuvinte, să merită? Și vorbește Domnul și spune, pentru tine, voi, pentru oricine care lasă un lucru, în veacul ăsta primește însutit. Și asta nu-i totul. În veacul viitor, viață veșnică. Se merită? Spor la treabă. Doamne, ajută-ne! L-a făcut Domnul pe Petru pescar de oameni? V-a amintit ziua cinzecimii? Fapte capitolul 2? Când Petru, plin de Duhul Sfânt, strigă și spune aceste cuvinte, să știe bine toată casa lui Israel, că pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, l-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat, Hristos e viu, El nu mai este în mormânt, este viu în vecii vecilor. Și într-o bună zi va veni pe norii cerului. Și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Și ei, cei ce ascultau, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și cu alte cuvinte îndemna și spunea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos și stricat. Și spune Scriptura acolo că s-au întors la Domnul, s-au pocăit în ziua aceea aproape câți? 3.000 la o predică. Adică ce i-a spus Domnul Iisus, am să te fac pescar de oameni, s-a împlinit. Nu știm cât s-a întors prin Petru. Pentru că în fapt aici spune că în fiecare zi Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. În fiecare zi se mântuiau oameni. O merita Petru? O meritat ca să lași peștele, barca? O meritat ca să-L urmezi pe Domnul Iisus? Da. Da, a meritat. Ce bine că Domnul ne caută atunci când pierdem vremea cu nimicuri. Și spune, am ceva mai bun pentru tine. Aleluia! Nu e așa că noi cântăm, sunt aici la dispoziția ta. Cheamă-mă! Și te voi asculta. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. Să aibă milă Domnul de noi și să ne binecuvinteze. Amin? A treia categorie de oameni, sunt mai multe. O a treia categorie la care m-am gândit, Domnul îi caută pe oamenii care merg pe un drum greșit. E vorba despre Saul din Tars, cel care a devenit apoi apostolul neamurilor. În fapte, în capitolul 9, există aici acest pasaj intitulat Întoarcerea lui Saul. Și citesc așa puțin, de la primul verset, dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogele din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim.
Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Iată că Domnul Iisus îi caută pe cei care merg pe un drum greșit. Oameni care au religie greșită, omenească, dar care nu-L cunosc pe El, pe Iisus Hristos. N-avea sau religie? Mărturisea Galatenilor în primul capitol că era înaintat în religiunea iudeilor mai mult decât cei de o vârstă cu el. Învățase la picioarele lui Gamaliel. Era plin de toate. Plin de religie, de informații. Știa religia iudaică pe de rost. Știa totul. Dar din păcate nu-L cunoștea pe Domnul Iisus. Și nu există viață veșnică fără o relație personală cu El. Dacă mergi pe un drum greșit. Pentru că un singur drum duce în cer. Amin? O singură cale. Și calea asta e îngustă. Și calea aceasta se numește Iisus Hristos. Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Le vorbește Domnul la ucenici acolo și le spune: Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în mine și în Dumnezeu. Eu mă duc. Dar e de folos să mă duc. Mă duc în cer să vă pregătesc un loc. Și apoi îi provoacă: voi știți calea într-acolo? Și Toma spune: nu știm nimic. Doamne, luminează-ne, fă lumină! Și în versetul 6 Domnul vorbește pentru ei, pentru noi și pentru toate generațiile. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și nimeni, dar nimeni, nu vine la Tatăl decât prin mine. Pentru că Iisus nu este o cale, nu, nu. Iisus Hristos este singura cale care duce în cer și noi spunem aleluia. Calea asta e îngustă. N-ați văzut că în vremea asta mulți aleg alte căi? Căi mai largi, cu țopăieli. N-ați văzut? Te îngrozești ce vezi în vremea asta. Cum se înșeală oamenii. O cântare spune: pe calea îngustă e luptă. Plăceri, deșertăciuni pe ea nu-i împodobită, dar e dreaptă și e bună, pentru că duce unde? Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvintează-ne! Lumea are calea ei, o cale largă și, din păcate, mulți merg pe ea. Să rămânem pe calea credinței. Doamne, ajută-ne! Calea credinței. Fără de credință, Evrei 11:6, este cu neputință ca să fim plăcuți cui? Domnului. Pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că poate să răsplătească pe cei ce-L caută. Doamne, ajută-ne! Amintiți-vă de tinerii din Babilon, nu? Au fost mai mulți luați robi din Iuda și duși în Babilon. Numai 4 au rămas pe calea credinței: Daniel și prietenii lui, Hanania, Mișael și Azaria, la care Nebucadnețar le schimbă numele și îi numește Șadrac, Meșac și Abednego, pe Daniel Belșațar. Și într-o bună zi înalță un idol de 60 de cozi de aur în Valea Dura și dă poruncă tot să se închine acelui chip. Știți unde erau robii aceia luați din Iuda? Cu fața jos la pământ de frică. Daniel nu era prezent pentru că era cu treburile împăratului, însă Șadrac, Meșac și Abednego au rămas în picioare. Pentru că pe calea asta credinței nu te pleci în fața nimănui, numai în fața lui Dumnezeu. Asta știu și Mardoheu, de-aia nu s-a plecat în fața lui Haman. Când Haman pretindea închinare, Mardoheu stătea drept în fața lui,
Pentru că singurul care merită închinarea este numai Domnul Dumnezeu. Numai Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și lui să-i să ne ajute Domnul. Nu i-a intimidat împăratul și nu i-a îngrozit cu cuptorul aprins și nici cu amenințarea. Pentru că zis, am să văd eu dacă vă poate scăpa Dumnezeul vostru din cuptorul încins. Și tinerii au spus să știi că poate. Dumnezeul nostru e așa de puternic că poate să ne scape și din foc, dar chiar dacă nu ne scapă, că poate are alt plan. Noi nu știm planul Domnului, spunem în seara asta la Ghiroda, Doamne, să se facă planul Tău, că planul Domnului e bun. Amin? A noastră s-a amestecat, a Domnului e bun. Tot a fost frică, pentru că a dat poruncă să fie încălzit cuptorul de 7 ori. Gândiți-vă dacă puneți acasă dumneavoastră, nu știu dacă aveți centrală sau ce aveți, dar să puneți de 7 ori cât de obicei, cam ce e acolo? Așa căldură emana cuptorul că nu te putea apropia la o distanță considerabilă. Nu spune Biblia distanța. Dar de unde deduc este că împăratul a poruncit unor soldați binefăcuți să ia pe cei 3 să-i arunce. De ce binefăcuți? Ca să-i poată arunca de la distanță și să ajungă unde? În cuptor, nu lângă. Nu putea oricine să facă treaba asta. Trebuia să fie oameni așa binefăcuți, oameni forțoși. Și când i-o luat aia, probabil și i-o legănat așa și i-o aruncat pe sus în cuptor, după ce o împlini misiunea, toți care i-o aruncat au murit. O fi spus împăratul merită, chiar dacă sunt și victime, pentru că dau o lecție la tot Babilonul, la tot supușii. Ceea ce atrage atenția este că din cuptor nu iese nici fum, nici miros de ars. Se sizează că ceva nu-i bine și când se apropie, se uită în cuptor și imaginea aceea, pur și simplu, îl face să se clatide, să devină panicat, nesigur, și întreabă el, n-am aruncat în cuptor 3 tineri? Și răspunsul vine, ba da, împărate, păi uite că eu văd 4. Și cel de-al 4-lea seamănă cu cine? Cu un fiu de Dumnezeu. Și noi spunem aleluia. Ce l-a uimit este că ăia se plimbau îmbrăcați, nu ardeau, și a lui la distanță, la metri buni de cuptor, morți soldații. Dar ce s-a întâmplat acolo? Când umbli pe calea credinței, coboară cel în care te încrezi și lucrează. Și acesta este Domnul. Amin? Păi în Ieremia 2 spune acolo, într-un verset, Scriptura, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au făcut ce? Puțuri crăpate, care nu țin. Permiteți să-mi să rostesc o frază cu rimă. În cuptorul din Babilon, acolo, a coborât izvorul și a răcorit cuptorul. Amin. Că cel ce poate răcori, Domnul. Amin? Da, da, e scris în Proverbe 3 că el răcorește și oasele. E scris sau nu e scris? Oasele. Dă răcorire la oase, auzi. Domnul face asta. Păi cine se plimbă la 40 de grade, cum a fost vara asta? M-am dus în Oltenia, 42. Erau, îți ardea plimba la 42 de grade? Când îi plimb? Pe la 11, 12. Românii pe la 2, dimineața 3, când veneam din evanghelizare, se plimbau. Că era răcoare. Așa erau ăștia, să plimbau pe acolo. Pentru că mergeau pe calea credinței. Și strigă împăratul, el de la distanță, că nu se putea apropia, zice, Șadrac, Meșac, Abednego, hai afară! Eu eram în locul la tinerești, spuneam, împărate, vino și tu la noi. Vino să te răcorești cu noi. Dar nu poți să intre acolo, că numai cei care merg pe calea credinței, pe calea îngustă, îi răcorește Domnul. Ar fi ars 100%? Și când ies tineri afară, el îi pipăie, că nu crede că sunt oameni. Se uită la haine, haine normale, au păr pe cap. Și când constată că sunt cei 3 pe care a aruncat,
Declară mare Dumnezeul acestor trei tineri. Ne schimbăm direcția închinării. Ne închinăm Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abednego, că e Dumnezeul minunilor. Poate să scape și din cuptor. Poate, Domnul, să spunem în seara asta glorie Lui. Așa că, dragilor, poate am luat-o pe altă cale. Doamne, caută-ne și vezi unde suntem. Știți că cei din Corint au luat-o pe altă cale și Domnul spune, pe voi înși vă, prin Pavel spune, pe voi înși vă cercați-vă dacă mai sunteți cum? În credință. Pentru că se pare că cei de acolo au luat-o pe altă cale, cei din Laodice au luat-o pe altă cale, pe altă cale. O grămadă de adunări au luat-o pe alte căi greșite. Doamne, ai milă de noi. Spunea David, cercetează-mă și vezi unde sunt. Dacă sunt pe o cale rea, du-mă unde? Caută-mă, Doamne, și du-mă pe calea veșniciei. Să ne ajute, Domnul. Două lucruri mai spun, două căutări scurte și ne încadrăm în timp. O a patra categorie de oameni pe care îi caută Domnul, Domnul îi caută pe cei care nu mai au pe nimeni. Abandonați, părăsiți, nimănui nu-i pasă de ei și de sufletul lor și de starea lor, dar există unul care are milă și îi pasă și numele lui este Domnul Iisus. Citez în Evanghelia după Ioan, capitolul 5. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evrește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, oci, chiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Atenție, de la versetul 5. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înainte. Îmi imaginez momentul ăsta că de multe ori el a fost martor când se cobora îngerul. Și se auzea strigarea, că foarte mult stăteau cu ochii pe apă. S-a tulburat apa. Cei care aveau boli, dar puteau să se deplaseze singuri, mă gândesc că mergeau singuri. Dar erau unii care nu se puteau deplasa și aveau alături pe cineva care să-i ajute. Poate erau copii, poate nu știu cine era acolo, mama, tata, soție, soț, și cineva lua unul sau poate două persoane. Și așa mă imaginez, ori alerga cu el în brațe dacă era și îl putea duce la apă, ori dacă nu, l-arunca. Îmi imaginez tabloul ăsta cu o mulțime de bolnavi care erau aruncați sau duși spre apă și primul care atingea apa era? Ăsta o încerca și el să se târască, poate, de câteva ori, dar de fiecare dată tot ultimul. Pentru că n-avea pe nimeni. Și am înțeles că atât e de bun Domnul Iisus, că El îi caută pe cei care n-au pe nimeni. Slavă Domnului! Și îi spune așa, când El vine și prezintă, n-am pe nimeni, versetul 8, scoală-te, a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Lăuda să fie Domnul.
Pentru că nu trebuia să-l mai ajute cineva. A venit acolo Domnul Iisus Hristos, care are putere, care poruncește și ia ființă, care iartă păcatele, care vindecă bolile, mărit să fie numele Lui. Poate ești aici și spui, Doamne, n-am pe nimeni. Vreau să spun că Domnul Iisus are milă și de tine. El este plin de milă și de îndurare. Vă amintiți de văduva aia din Nain? Îi murise bărbatul, rămăsese văduvă și avea un singur copil, un singur băiat. Îl ducea spre cimitir. Gândiți-vă ce durere acolo, nu? Că nu-i normal să mama sau părinții să-și conducă copiii pe ultimul drum. Așa ne gândim ca copiii să-și ducă părinții. Dar se întâmplă și invers. Sunt atâtea situații în care părinții își conduc copiii. Și așa era aici. Nu mai avea pe nimeni femeia asta și plângea acolo și îmi imaginez atâta durere. Și când a văzut-o Domnul Iisus, știa că nu mai are pe nimeni. I s-a făcut, spune Biblia, milă. Și s-a apropiat de raclă, de sicriul, de cedatului, acestui băiat. Și Domnul Iisus Hristos l-a înviat, pentru că El este Domnul vieții. S-a întâlnit acolo viața cu moartea. Și viața e mai tare ca moartea. Viața a biruit moartea. Viața este Iisus Hristos. El ține în mâinile Lui cheile locuinței morților. Și spunem în seara asta încă o dată, trăiască Domnul. Glorie Lui în veci. Și ultimul gând și închei. Ne rugăm. Știți pe cine mai caută Domnul Iisus? O a cincea categorie. Pe cei care vor să-și schimbe viața cu adevărat. E vorba de Zacheu. De asta am citit de Zacheu. Zacheu era șef de vamă. Un om care trăia în păcate, departe de Dumnezeu. Și într-o bună zi și el spune, versetul 2, căuta pe Domnul Iisus, dar nu putea să-l vadă, că o zi că trece prin Ierihon, prin orașul lor, nu putea să-l vadă din pricina a oamenilor, că era mic. Să duce înainte, să urcă într-un pom, spune Biblia, într-un dud. Și probabil acolo în mintea, în inima lui, îl căuta. Și-o fi spus, ce bine ar fi ca Domnul să se oprească aici. Să-i văd fața, să-i aud vocea suavă, să... Eu vă întreb, știa Domnul Iisus că Zacheu e în dud? Știa căutarea lui? El le știe pe toate. Și când ajunge în dreptul lui Zacheu, se oprește și spune, Zacheu, dă-te jos de grabă, că am văzut căutarea ta. Astăzi trebuie să rămân unde? În casă ta. L-o căutat, o ascultat, l-o primit, s-o dat jos cu bucurie și l-o primit. Și Zacheu mai face ceva, spune, Doamne, jumătate din tot ce am, dau la săraci. Și pe cine am năpăstuit, eu dau înapoi, cum spune legea, împătrit. Că dacă Zacheu ar fi luat Biblia de a doua zi să spună, mă duc la unde, duci la templu, m-am pocăit. Îl credea cineva? Zacheu nu era vameș, cum îți vameș de la Nădlac, de aici, de la dumneavoastră. El era vameș pus de Imperiul Roman, de romani, și lua de la frații lui, de la neamul lui. Ce lua? Animale, produse agricole, da? Și dădea pentru armata imperială să mănânce. Și sigur că își lua o parte și lui, că știți zicala aceea, cine împarte, parte își face. De era asociat cu femeile ușoare și era foarte urât. Dacă Zacheu spunea, băi, m-am pocăit, gata, am sigla, am legitimație, pocăit, gata, nu m-am treabă, de acum înainte, da. Nu credea nimeni. Însă când o zis Zacheu, sărace la poartă la mine, jumătate din ce am, dau săracelor. Coadă s-o făcut. Și-o mai zice ceva Zacheu. Vreau să mă schimb. Eu de azi trăiesc după lege. Și legea spune, pe cine ai năpăstuit,
să-i dai înapoi de, așa cum i-a spus Natan lui David, că David a spus să dea 4 oi înapoi, 4 miei, bogatul ăla, tu ești ăla. Pe cine am năpăstuit de 4 ori? Ție ce ți-am luat? Un sac de greu? Ia 4, că așa spune legea. Ție ce ți-am luat? Un vițel? Ia 4 viței. Păi trebuia să mai spună Zacheu, m-am pocăit. Pentru că vuia Ierihonul și toți strigau minune. N-am crezut că trăiesc să o văd și pe asta. Zacheu s-a schimbat. E altul. Nu mai cunoști. Aleluia! Și Iisus Hristos l-a căutat. Și a zis pe fondul ăsta al schimbării reale, a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa asta. Că și el este un fiu de lui Avram. Hristos e prezent la adunare în seara asta. Întrebarea este, vrei să te schimbi? Ai domenii unde trebuie ca să te schimbi? Eu am nevoie de schimbare. Poate vei spune, Doamne, am încercat și nu pot. Există unul care poate să te ajute să te schimbi. El te poate schimba radical, total. Și cel ce poate este Domnul Iisus. Doamne, îndură-te de noi. Amin? Iisus Hristos a venit să caut. Există o căutare a oamenilor, dar există și o căutare a lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru că ne-a căutat El pe noi. Amin? Când eram departe, când rătăceam, așa cum l-a căutat pe Fiul, vă amintiți risipitor? Că spune acolo Biblia, la porci acolo, Fiul risipitor și-a venit cum? Cum și-a venit în fire? L-a căutat Dumnezeu. Duhul Sfânt l-a luminat, i-a deschis ochii și a spus, tu stai aici în mizerie la porci? Te-ai dus departe de Tatăl. În casa tatălui belșug de pâine. L-a căutat Dumnezeu. Și fiul risipitor s-a întors acasă. Dumnezeu să aibă milă de fii risipitori. De cei care nu mai pot să se schimbe, spune ei, sunt la droguri, sunt la discoteci, cine știe pe unde. Cel care poate ca să-i schimbe total și radical este Iisus Hristos. Doamne, îndură-te și ai milă, pentru că vrem împreună cu toți copiii noștri, cu toți cei dragii noștri, într-o bună zi să moștenim cerul. Amin? Vă invit să vă ridicați și haideți motivați de cuvântul ăsta să stăm înaintea lui Dumnezeu. Hristos e prezent în adunare. Amin? Doamne, vezi în ce pericole reale suntem. Și te rugăm, caută-ne. Poate am luat-o la vale. Am luat-o la vale. Nu mai urcăm. În loc să urcăm, am început să coborâm. Doamne, ridică-ne iar. Amin? Doamne, ridică-ne. Vrem să fie seara ridicării. Slăviți să fie Domnul. Doamne, poate că, nu știu, am luat-o pe un drum greșit. Nu mai mergem pe drumul credinței. Am devenit îndoielnici, am devenit fricoși. Nu mai avem credință în noi, Doamne. Avem temeri. Te rog, în seara aceasta, mărește-ne credința. Lăudați să fie Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi. Poate irosim timpul cu nimicuri. Trece viața asta pe lângă noi. Trecanie, trece imediat și 2024. Am ajuns la 40, la 50, la 60, la 70 de ani. Doamne, nu vrem să irosim timpul ăsta. Caută-ne! Vrem să lucrăm pentru Tine. Vrem să lucrăm pentru împărăția Ta. Pentru că Tu, Doamne, ne vei răsplăti la final. Niciun pahar cu apă nu-și pierde răsplata. Lăuda să fie Dumnezeu. Domnul să aibă milă de noi. Poate n-ai pe nimeni, ai rămas singur. Dumnezeu te caută ca pe Ilie. Ce faci aici, Ilie? Ești descurajată, singur. Am rămas singur. Nu ești singur. Mai am 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal. Mai are Dumnezeu sfinți. Aude atâtea ori, nu mai este nimeni. Ba mai este, Dumnezeu mare mărturie. Mare Dumnezeu, fii și fiice. Mare Dumnezeu, bărbați, femei pline de credință, care să-L slujească cu râvnă, cu pasiune. Doamne, îndură-te de noi, scoate-ne din singurătate, din izolare. Doamne, ai milă de cei care n-au pe nimeni să-i mângâie, că Tu ești Dumnezeul oricărei mângâieri. Amin? Și apoi, Doamne, caută pe cei care nu se pot schimba singuri. Vor să se schimbe și nu pot. Poate că-s dependenți, să stăpâniți de ceva. Doamne, Tu poți să rupi orice legătură păcătoasă.
Tu poți, Doamne Dumnezeule, ca să sfărâm orice jug al păcatului. Doamne, te rugăm ca să schimbi din temelie, amin? Să aduci schimbare. El schimbă întristarea în bucurie. El schimbă răul în bine, pentru că este Dumnezeu. Cu gândurile astea stăm în rugăciune. Și Dumnezeu să ne cerceteze și Dumnezeu să ne schimbe pe toți după voia Lui. Amin!